Oh, domn profesor! Bună ziua, am venit la meditație la fratele tău. Da, da, nu vă descălțați. Nu, mersi. Tu? Tot la seral? Tot la seral. Ai schimbat 5 directori. Dacă nu, v-am avut profesor pe dumneavoastră. Mă, bun. Ia să vedem ce ai rezolvat din subiectele date data trecută. Păi, să vedeți. Hai că trece astăzi și vine mâine. Incredibil, nu pot să cred, bă. Cum să nu faci tu diferența între media aritmetică și media geometrică? E ca și cum ai confunda Instagram-ul cu Facebook-ul. La subiectul 2 ai lucrat ceva? Cât de cât? Dacă aici. Du-te, mă, habar nu ai. Ia zi, cum înmulțim două matrice? Le mulțim... Zi, hai, linie pe... Pe... Linie pe co... Pe colea. Linie pe coloană, mă, inconștientule. Hai de capul meu. Bă, dacă îmi dublau ăștia salarul în urma grevei, nu mai stăteam eu să mănânc ultimii nervi cu un prost ca tine. În loc să fiu undeva pe baltă la pescuit, eu stau aici pe uscat. O cafea? O bere, dar pe la 3 când am fereastră și berea o dai tu, dar să fie rece. Nu. Acum vă fac o cafea? Fă o cafea, dar să fie dulce, că e amară viața cu elevii ăștia. Ce mă, iară nu ți-ai făcut tema? Ba, le-am făcut. Sper că intră în BAC. A, de intrat în BAC, intră, sigur. Dacă nu intra anul ăsta, în 10 ani maxim, dar intră. Da, el este tu familiei. Are un cap... Da. Are un cap pătrat cu mintea în colțuri pe gâtul lui. Asta posezi tu pe gât. Cum să fac să te motivezi? Bă, dacă e 10 la bacalaureat, intri gratis la Antold. Antold e nașpa. La electric e să mergem noi, că vin Chemicals Brothers. Nici limba română nu știi, mă. Deci tu nu ești cu martorii lui Van Buren, tu... Ce tot caș, mă? Iară te-ai jucat toată noaptea pe calculator. Ce s-a întâmplat? Am auzit strigăte. Am strigat de bucurie că ne-a ieșit rezultatul la problemă. Yes! Am calculat bine. O dat ca și în culegere, dar sigur că da. Eu v-am zis că esteți. Are cap. Mie nu știu prea tunde el, dar... Bun. Zic cum calculăm integrala asta simplă. Îți spun sincer și numai dacă mai caști odată, la budă te cap, trage apa, gata. Fii atent. Cum calculăm integrala asta simplă? Și un copil de clasa a doua al calcula-o dacă ar ști formulele. Hai. Nu scrii, nu mă-mi explici. Ai uitat formula. Mă, cu formulele, e ca și la femei. Dacă nu posezi formula de adresare, nu ai cum să le combini. Eu combin pe TikTok. Pe TikTok. Nu mă dați din butoane, mă, generația de astăzi. Uite-te ce scris ai. Parcă e scriere cuneiformă. Nu mai înțelegi nimic din ea, mă. Habar n-am. Cam niște nervi. Se fumează la voi? Depinde. Da și mie. Învață ceva. Dacă învață? Ăsta-i pui de geniu, domnule. Ăsta zi lui fratito, care habar n-are cum să-și termine seralul, zi cât face X la a doua derivat. Degeaba îmi zice că am terminat filologie. Mă rog, încerc să termin. Zi. Păi face X la a doua derivat. Exact, mă, 2X. Bravo, da. Bravo, așa te vreau. No, gata, pazi. Da. Gata, destul, suficient. Deci, ce tema am pe data viitoare? Ce-a rămas nerezolvat de data trecută, plus încă 3 variante. Să vă plătesc. Nu, no, Vlad, spun sincer, bă, ai un frate de milioane. Știu, la cât dăm pe meditații.